seara! Sângelul Brevenel, ne revedem ca în fiecare joi la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. Astăzi, joi 16 aprilie, anul de grație 2015, am pregătit o emisiune cu titlul generic, îl vedeți și noastră, Ultima zi la muzeu. O ediție despre unul dintre cei mai titrați intelectuali giurgiuveni. Spun eu și o spun cu toată răspunderea. Și despre unul dintre cei mai implicați giurgiuveni din punct de vedere civic. Este vorba despre muzeograful Emil Păunescu. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la noi în platou. De altfel, domnul Păunescu este un apropiat colaborator al televiziunii noastre. Ne bazăm foarte mult pe domnia sa, ca de altfel și pe alți muzeografi din cadrul Muzeului Județean Teoharia Antonescu. Un apropiat colaborator al TV Giurgiu, spuneam, invitat de zeci de ori la televiziunea noastră. Cred că în fiecare săptămână sau o dată la două săptămâni îl consultăm cu privire la chestiuni istorice, la chestiuni care ne depășesc pe noi ziariștii, pentru că nu suntem pregătiți chiar așa încât astăzi să facem o știre din domeniul istoric, mâine una despre fostul șantier naval sau despre fostul combinat chimic. Întotdeauna apelăm la cineva care este specialist și știe mai bine despre ce este vorba. Noi doar facem legătura și prezentăm subiectul final. Spunea viitor pensionar, domnule Păunescu, pentru că mâine este penultima zi și luni este ultima zi a dumneavoastră la Muzeul Județean. O carieră în muzeografie, aș spune eu. Aș vrea să vorbim despre chestiunea asta, legat, nu se poate altfel, despre legat de ultimele evenimente de la muzeu. În ultima perioadă a fost mare tevatură pe acolo, a venit un nou director, domnul Constantin Buduru, a făcut ceva valuri domnul Buduru pe acolo, nu s-a înțeles cu lumea, au apărut multe știri despre ce se întâmplă la muzeu. Una peste alta, dumneavoastră ați fost forțat să vă pensionați, pentru că putea să continuați ca director adjunct, da? În continuare să vă continuați activitatea acolo, mai ales că domnul Buduru, care a venit după Dan Mucenic, era interimar, fără un concurs câștigat și nu se știa dacă mai rămâne. Trebuie să fiu cinstit înainte de a vă da cuvântul față de publicul nostru, să spun că ieri când am orientat tema emisiunii, am fost la muzeu, am discutat cu domnul Păunescu despre ceea ce vreau eu de la această emisiune. Dumnealui la sediu după George Coșbuc, m-am dus și la sediu central al muzeului, cel de lângă alei, am vorbit și cu domnul Buduru, l-am salutat. I-am spus ce intenționez, l-am invitat și pe domnul Buduru la emisiune, a refuzat, am schimbat numele de telefon. Vreau să vă spun că emisiunea din seara asta este cu SMS-uri, dacă vreți să ne trimiteți SMS-uri, cu telefoane. Dacă domnul Buduru vrea să intre în direct cu noi, este foarte bine, pentru că știrea de ultimă oră nu mai este confruntarea dintre domnul Buduru și muzeograf, între domnul Buduru și domnul Emil Păunescu, ci știrea de ultimă oră este că Constantin Buduru și-a dat astăzi demisia de la muzeu, efectiv și-a scris oficial, urmând ca președintele Consiliului Județean să-i o aprobe în următoarele zile sau să nu-i o aprobe. Una peste alta, eu știu că o demisie este un gest unilateral. Dacă domnul Buduru ține la acest gest, unul dintre cele mai bune gesturi pe care le-a făcut în ultima jumătate, de an, zic eu, rămâne cu demisia în favoarea sa. Vă dau și noastră cuvântul, domnul Păunescu. Aș vrea să vorbim despre pensionarea dumneavoastră. Mâine, vineri, da, și luni, erau pregătită ultima zi din activitatea noastră de muzeograf. Pensionarea este o decizie care putea fi luată încă de la sfârșitul lunii ianuarie. Colaborarea cu Muzeul Județean. Vă referiți la o colaborare ulterioară, putând să colaborați. Legalmente și practic necesară pentru a rezolva multele probleme rămase în suspensie și a preda o ștafetă dincolo de un patrimoniu material și imaterial important. Dar oarecum ea a fost forțată după ce părea că este posibilă o continuare a activității pentru o perioadă în acest sens de a pregăti predarea patrimoniului pe care l-am gestionat și l-am îmbogățit de-a lungul a patru decenii. Haideți să facem o referire mai exactă. Acest patrimoniu era la dumneavoastră în inventar, ca să spunem așa.
Vreau să răspundeți de el. Ca director adjunct, un director adjunct care... Este alcătuit din peste 105.000 de piese, inventariate pe colecții, în funcție de structura obiectelor. Obiectele arheologice fac un domeniu, obiectele etnografice altul, cele artistice, cele istorice, cele bibliofile, cele de arhivă istorică, sunt fiecare cu registre specializate la care... Eu presupun că dumneavoastră le știați rostul cel mai bine, după ce domnul Traian Popa, Dumnezeu să-l odinească, a plecat dintre noi, da? Păi dumneavoastră v-a lăsat cu patrimoniu, este de presupus. Dacă o parte dintre el nu le gestionați dumneavoastră deja. Din totdeauna am avut cea mai mare parte a acestui patrimoniu din cauza că, cantitativ vorbind, din cauza că eu am fost principalul motor de îmbogățire a lui. Pe criterii legate de achiziții, de obținere de donații, de transferuri, multă vreme am fost beneficiarii unei colaborări cu organele vamale, cu poliția de frontieră, cu confiscările care de-a lungul timpului s-au făcut la graniță, și acest patrimoniu a crescut an de an. Deci eu nu am preluat inițial un patrimoniu stimabil. Biblioteca muzeului avea 1000 de cărți și periodice în 1975. A ajuns astăzi să aibă peste 18.000 de volume și una din cele mai impresionante colecții de ziare și reviste de la un muzeu județean, peste 28.000 de piese. Aceste colecții s-au făcut cu trudă, s-au făcut cu sacrificii, multe din obiecte sunt simple bunuri culturale, fiindcă nu au o valoare comercială. Altele sunt rarități, sunt piese care cândva vor fi clasificate în patrimoniul cultural național, însă evaluarea lor presupune experți autorizați, criteriile care trebuiau realizate de către Ministerul Culturii de acum 12 ani, nici până în ziua de astăzi nu au fost elaborate. Este o poveste lungă. Aș vrea să mai scurtez puțin. Eu țin ca în prima parte a emisiunii, încă 50 minute, să vorbim puțin despre acest mic sau mare conflict iscat de nou director interimar, manager interimar al muzeului, care de altfel, cum spuneam, și-a dat demisia. Să lămurim ce s-a întâmplat, pentru că la un moment dat se punea problema acolo, am auzit o știre și știți că avem o mass media, dacă putem spune așa, foarte bogată, mai ales la nivel electronic, acolo unde poți să scrii orice, să nu semnezi nimic și să lansezi tot felul de zvonuri. Așa încât suntem bulversați, mai știm care este adevărul și trebuie să-l aflăm într-un fel sau altul. La un moment dat a apărut o știre pe undeva, nu mai știu pe unde, că domnului manager interimarului Constantin Buduru i-a venit ideea să facă inventar la muzeu, ca și cum ăsta să putea inventaria așa 100.000 de piese imediat. Asta a fost marea bombă, că n-a făcut nimeni un inventar la muzeu de nu știu când. Mai mult decât atât, ieri am rămas foarte surprins, pentru că am vrut să discut cu dumneavoastră, ca și astăzi de altfel, am venit la sediu după Coșbuc și acolo tot era sigilat. Dumneavoastră mi-a spus, am văzut foarte multe sigilii și la intrare și nu știu ce, dumneavoastră mi-a spus că dimineața ați venit la servici, totul era sigilat, a trebuit să vă duceți să întrebați ce se întâmplă, dacă mai puteți să intrați la servici, dacă colegele dumneavoastră își pot uda florile efectiv de la ferestre și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu aceste sigilii? Ține de inventar, de ce? Ține, pe de o parte, de lipsa de experiență, ca să mă exprim elegant, ține de intrarea elefantului în magazinul de porțelanuri și ține de lipsa de aplecare către consultarea specialiștilor, de imposibilitatea conlucrării. Deci eu nu aș vrea să vorbim, mi-a stricat
ziua aceasta la care mă gândesc la un bilanț. Eu nu permit, vorbim și despre bilanț, v-am propus chestia asta. La ocazie, Arist, nu-mi pot permite să trec peste una ca asta, să mă duc la un sediu al muzeului și să văd că totul este sigilat acolo. Deci îmi pun întrebarea ce se întâmplă și aștept și un răspuns. Ne-ați răspuns, cu mare decență, ca de fiecare dată. Nu este, istoria se repetă. În 1986, Partidul Totalitar a numit o profesoară lipsită de orice legătură cu muzeul și cu caracteristici morale și îndoielnice, directoare într-o conjunctură de criză din punct de vedere al conducerii. Și printr-o asociere nefericită cu o persoană bolnavă psihic, ne-am trezit că suntem rupți de restul României, așa cum era regimul de atunci. Nu aveam audiență la niciunul din conducătorii județului din acea vreme. A fost nevoie să facem... Purtați așa un stigmat, un memoriu nu discutăm cu aia că n-avem ce. Am fost calificați de complot antistatal, am fost acuzați că am furat aurul muzeului, am avut anchete ale miliției, securității, altor organe, iar ulterior am trecut și prin calvarul unor percheziții domiciliare ca să descopere ceea ce furasem de la muzeu. Am obținut, cum, nu știu cum se spune atunci, un fel de nup de la procuratură, pe un dosar uriaș care cântărea câteva kilograme bune, pe care scria nu nume de cetățean, ci muzeul. A fost greu mai mulți ani de zile să reparăm imaginea. Ceva blocat, cu voia, bineînțeles, chiar dacă pe vremea aceea nu erau atâtea surse electronice. Da, lumea se închipuie că oricine pleacă de la muzeu cu vreun cloșcă de aur, vreo chestie, vreo... După un calup ce, de aur, ceva. După ce organele specializate ne-au dat certificate de bună purtare și s-a schimbat regimul și nu am făcut nici paradă de dizidență, nici nu am cerut răzbunări sau mai știu eu ce alte acte de genul acesta, ne-am pus pe treabă în condiții de libertate. Cel mai mare câștig al perioadei post-decembriste, libertatea cuvântului și lipsa cenzurii asupra activităților culturale și așa mai departe, a publicațiilor. Lucrul ăsta ne-a adus mulți ani satisfacții, succese, dar sigur că nu am reușit să reparăm toate găurile din trecut și din punct de vedere... E foarte, foarte simplu să distrugi și după aia să repare imaginea, durează o grămadă vreme. Vreau să încheiem chestia asta cu fostul director. Spuneți-mă o chestiune, eu am aflat din anumite surse oficiale până la urmă, pentru că ziare electronice bine cotate în Giurgiu au scris chestiunea asta și s-a dovedit de fiecare dată că este adevărat. Dumneavoastră de unde ați aflat? Ne puteți confirma efectiv? Nu am aflat oficial, ci tot din această sursă de pe net. Însă, oarecum am fost șocat astăzi că pe ultimii metri managerul interimar ar fi dorit să revin, deci să nu mă mai pensionez. Decizia aceasta cu depensionare este definitivă. Eu am publicat și o scrisoare deschisă în presa giurgiuveană către Consiliul Județean și aștept reacția domnului președinte, a celorlalți consilieri, unde nu m-am coborât să mă războiesc cu managerul interimar, nici am negat însă alegațiile sale denigratoare vis-a-vis de lipsa inventarului, lipsa... Făcute foarte repede și cu foarte mare ușurință. Acum, dacă bai capul pe omeri, nu poți să
pui botul, cum spune românul, la așa ceva, noi ziariștii, pentru că nu, e chiar atât de simplu să vii și să spui, doamne, cei la muzeul la acolo au fugit cu caleașca de aur și cu nu știu mai ce. Mai ales că sunteți muzeografi acolo pe care, cu care colaborăm și pe care vă știe toată lumea de, de o viață întreagă. Spuneam că ediția noastră, ediția emisiunii este cu telefoane și cu SMS-uri, ne puteți scrie pe tema emisiunii, ne puteți suna, noi chiar îl rugăm pe domnul Constantin Buturu, dacă are amabilitatea, să ne sune, să ne confirme că și-a dat demisia sau nu și care ar fi motivele domniei sale pentru care și-a dat demisia. Avem un SMS, am să-l citesc. Bună seara, interesantă emisiune, întrebare domnul Buturu, unde va fi director? Să afișăm și SMS-ul că emisiunea, bună seara, zicem și noi, că emisiunea e interesantă sau nu, nu mai știm. Întrebarea am recepționat-o. Domnul Buduru, unde va fi director? Chiar că nu știm unde va fi director și dacă va fi director pe undeva. După surse așa putem să spunem ce se vehiculează, dar nu este, nu mi se pare deontologic să discutăm că va fi, nu știu pe unde director sau nu. Cu voia dumneavoastră, mi-aș permite să vă rog să trecem la alt capitol. Vreau să vă întreb înainte de toate dacă v-ați apucat să vă lucrați dosarul de pensionare. Mi-am depus astăzi actele de pensionare. Deci, repet, situația este definitivă din acest punct de vedere, iar colaborarea viitoare cu instituția Muzeului Județean depinde de cine va fi manager acolo și în ce condiții se poate lucra. Eu sunt oricând dispus să reiau colaborare. Oricum este mare nevoie de dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți un mare specialist, nu vreau să flatez pe nimeni, pentru că oricine îl cunoaște pe domnul Păunescu știe că nu-l pot flata în felul acesta. Este nevoie, chiar dacă vă hotărâți să plecați la pensie, nu puteți să plecați prea repede, să nu mai dați pe la muzeu, pentru că, din câte știu eu, așa, din cunoștințele mele, un patrimoniu muzeal nu se poate preda de astăzi pe mâine. Acolo este vorba despre multe entități care, dacă nu legi informația dintre ele, rămân simple obiecte, v-aș spune eu. Sigur că, da, multe valori s-ar fie că pierde. Despre povești care sunt născute și au adevăr istoric în jurul unor obiecte, pentru că, până la urmă, un vestigiu istoric este un simplu obiect. Dacă n-ar avea istorie în spate și poveste, această poveste trebuie transmisă, că altfel nu mai valorează. Legătura dintre obiecte trebuie transmisă și făcută și spusă mai departe și pusă în valoare, că altfel nu mai valorează. Chestiunea asta nu se face într-o săptămână sau într-o lună, cum spuneați dumneavoastră, cu 100 și ceva de mii de repere pe care le aveți acolo. Altfel vor zace și așa sunt, nu zic prost depozitate la muzeu, ci nici impropriu. Dar nu aveți un spațiu de depozitare care la un moment dat să le facă accesibile imediat sau să le pună în valoare pe toate. Asta este foarte clar. Haideți să discutăm despre prioritățile muzeului, dacă terminăm cu pensionarea. Prioritățile muzeului sunt stringente. Prima ține de situația clădirii principale, fosta prefectura județului Vlașca, sediul central de la Alei, care este afectată de tasarea fundației aripei stângi, ceea ce a determinat intervenția de consolidare de la clădirea vecină, proprietatea actuală a prefecturii. Cu voia noastră avem un telefon, cineva este la telefon în direct, sper că este pe tema emisiunii noastre. Bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, puțin mai tare, vă rog. Te salut și pe tine și pe domnul Păunescu, pe care vreau să-l asigur de tot respectul. A, Mariana, după voce ta necunoscut, da, n-am prins prezentarea. Pentru faptul că a răspuns întotdeauna invitațiilor pe care noi le-am făcut. Un adevărat colaborator am avut în domnia sa. Un mare domn, domnul Păunescu. Da, exact. Vreau să spun că este regretabil ce-i se întâmplă acestui distins profesor și muzeograf, o adevărată enciclopedie, un fel de rara avis în zilele acestea. Eu nu spun că nu sunt mulți profesori de istorie foarte bine pregătiți, oameni care oricând ar putea să facă lucruri interesante pentru orașul acesta,
dar s-au arătat mai puțin interesați de latura aceasta. Și e regretabil. Eu am avut și eu mai multe emisiuni cu situația de la muzeu. Am încercat să prezint cam ce se întâmplă acolo și pe tine, Gelu, vreau să te felicit pentru inițiativa pe care ai avut-o în această seară, pentru că dacă n-ai fi făcut-o tu, cu siguranță o făceam eu cât de curând se poate. Având în vedere că tu ai emisiune marți, parcă, Mariana, și... Da. Ultima zi a domnului oficial, a domnului Păunescu, ar fi fost luni la muzeu, tu făceai prima zi de pensionare. Prima zi de pensionare, da. Sunt convinsă că ați venit în calitate de prieten al televiziunii noastre și al presei în general, pentru că este omul care a răspuns întotdeauna prezent de câte ori am apelat la cunoștințele domniei sale, care sunt foarte, foarte vaste. Eu vreau să consider că această pensionare nu înseamnă de fapt și o retragere. Probabil că este vârsta la care trebuie să se facă lucrul acesta. Dar în domeniul în care activează domnia sa în cultură, pensionarea nu înseamnă abandon, nu înseamnă renunțare. Poate să renunți când sapi șanțuri, că nu mai ai forță să sapi sau, eu știu, să torni betoane, că te lasă puterile. Dar mintea omului rămâne încă multă vreme și cunoștințele care trebuie valorificate și transmise cu atât, sigur, dar cu atât mai mult. Eu chiar îmi doresc foarte mult ca domnul Păunescu să rămână activ, să spunem, în domeniul în care, pe care îl slujește cu atâta devotament și cu atâta dragoste de atâta amar de vreme, cel puțin de 20 de ani. Eu am o colaborare extraordinară cu domnia sa, pentru care îi mulțumesc foarte, foarte mult și sper că vom rămâne în continuare în aceleași bune relații, pentru că vreau să spun că am niște idei extraordinare de colaborare pe care cu prima ocazie vreau să îi le transmit. Mulțumesc pentru telefon, Mariana. Dacă mai ai ceva, cu mare drag. Eu atât am avut să vă spun... Ce să vă spun? Sper ca lucrurile să se îndrepte și această instituție de cultură să-și recapete statutul pe care îl are și pe care oamenii care au muncit acolo cu o abnegație, cu devotament, l-au dat în toți acești ani. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere! Noi mulțumim! O seară bună! Da, colega noastră Mariana Brăgaru. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus. Pe care le meritați. Brăgaru, sigur că da. Oricum... este evident că nu voi părăsi domeniul. Eu cred că nici n-aveți încotro să, decât să rămâneți, pentru că am aflat că am și făcut o știre. Până la sfârșitul anului se vor pensiona cam 6 muzeografi. Nu știu cine mai rămâne pe acolo. Desigur, rămân cei tineri. Dar e nevoie și, cum spuneam, ca cei cu experiență să le transmită în continuare și să le lase muzeul în regulă. Vorbeam despre proiectele muzeului. Haideți să continuăm. Începusem să spun că situația clădirii este un mare pericol care a fost neglijat în ultimii ani. În sfârșit, conducerea Consiliului Județean a înțeles problema și anul acesta este programată chiar în bugetul Consiliului o expertiză și un studiu de fezabilitate. Asta este un lucru foarte bun. Amploarea lucrărilor, în cazul în care se confirmă ceea ce cu ochiul liber se vede, permite să încercăm accederea unor fonduri europene. Vorbeați dumneavoastră odată și de extindere a laturilor muzeului. Exact, fiindcă nu este vorba numai de operațiunea de consolidare, de reparare a clădirii, ci și de extinderea ei, extindere care ar rezolva pentru următoarele două decenii problema crizei de spațiu. Hai să spunem, neîmplinirile, neregulile din inventarul nostru științific se datoresc tocmai în principal acestei lipse de spațiu și lipsei de fonduri pentru mobilierul adecvat, pentru alte materiale și insuficientelor cadre de specialitate, dar una peste alta, cu puțină bunăvoință, multe s-ar putea rezolva în anii care vin.
există idei, există soluții, să sperăm că de acum încolo și atenția forului nostru tutelar va fi mai aplecată către o asemenea instituție care, nu fiindcă am lucrat eu acolo, în mod real este cea mai importantă instituție culturală a județului, prin vechime, prin amploare, prin ceea ce reprezintă patrimoniul ei. Multă lume nu înțelege ce înseamnă un muzeu. Crede că muzeul înseamnă vizitatori. Adică exclusiv vizitatori. Capitol la care stăm prost și vom sta încă mulți ani de aici încolo prost, nu din vina noastră, ci din datorită societății românești actuale. Câtă vreme nu va exista un turism cultural la Giurgiu, nici nu vorbesc de turismul pe Dunăre care să ne aducă și vizitatori străini. Am făcut atâtea emisiuni pe tema asta, eu am vorbit atât de mult despre chestiunea asta, încât aproape, de regulă, eu nu abandonez o idee niciodată, dar aproape că nu mai cred. Recent, să dau un exemplu despre cetate, municipalitatea a făcut în ultimii 2 ani o tabără la Stejaru cu studenții de la Mincu, de la arhitectură, foarte frumos. I-a pus pe studenți să lucreze și să facă proiecte despre cetate. Cum văd ei cetatea? O bucată din proiectele lor poate fi folosită cândva, undeva. Demersul fiind acela pe care, finalitatea aceea pe care o așteptăm cu toții. Această cetate să fie scoasă de acolo de unde băltește efectiv și din balta la propriu și din balta noastră culturală până la urmă, că asta contează mai mult, și să o integrăm în circuitul turistic al orașului. Aproape că nu mai cred în asta. Spuneam atunci, nu știu cu cine discutam, că era preambulul unei întrebări. Doamne, de zeci de ani vorbim de chestia asta cu cetatea. Nu se întâmplă efectiv nimic. Aproape că nu mai cred. Ca și în alte situații, graba de a rezolva din dorința de imagine, din dorința de a ne lăuda cu anumite realizări, este urmată de dezumflare, fiindcă atunci când se află că este nevoie de timp, de multă muncă, de mulți bani, dispare entuziasmul. Cu dumneavoastră am făcut o ediție specială acum 2 ani, chestia cu cetatea n-am abandonat. Chiar mâine, spuneați că este nevoie de un buget. Și este un lucru lăudabil pentru edilii locali că perseverează în această direcție. Chiar mâine sunt invitați la Giurgiu studenți italieni. Anul trecut au fost invitați studenți spanioli. Da, știu, am fost acolo să filmez și erau bălăriile cât casa și jenant, jenant. A fost și arheologul Dan Căpățână, colonelul. Problema este mai complicată, fiindcă ține deci de o activitate permanentă de îngrijire și de deocamdată de lămurire a statutului proprietății. S-au făcut niște pași, s-a reușit... Adică nu știm cu este cetatea. S-a reușit cadastru. Cadastru și gard, atâta s-a făcut. Se lucrează la un plan urbanistic zonal. De 7 ani pledez să se realizeze acesta. Sunt niște pași absolut necesari, fiindcă fără a realiza niște acte ale monumentului, niciodată nu va putea fi propus pentru o finanțare nu numai cu fonduri europene, fiindcă am mai spus lucrul ăsta. Toate puterile care cândva au stăpânit cetatea sau au atacat cetatea sunt interesate. Deci țări importante din afara Uniunii Europene. Aici este vorba și de diplomație culturală, e vorba de o anume perspicacitate care depășește municipalitatea. Vorbeam cu dumneavoastră și aș vrea să încheiem oarecum subiectul ăsta, pentru că altul era cursul emisiunii noastre.
Rămân cu satisfacția că am făcut o ediție specială deosebită despre cetate și că se termina cu ideea dumneavoastră, de fapt cu informația dumneavoastră, că este realizabil printr-un efort european și prin interes european pe care noi trebuie să-l fructificăm. Ar costa într-adevăr cam de 10 ori la ora actuală bugetul culturii în România, dar nu este imposibil, numai că trebuie să ne implicăm și să facem proiecte. Și până la lucrări de-astea de restaurare, de reconstrucție, de reconstituire a unor fortificații care sunt costisitoare, până la lucrările care să permită conservarea cetății, care înseamnă ecluzarea canalului de lângă ea, mutarea digului, construirea unor instalații performante, că noi am făcut acolo timp de un sfert de veac arheologie cu roaba. Acolo sunt necesare benzi transportoare, sunt necesare chesoane, este un șantier care niciodată nu s-a realizat. Da, treabă serioasă. Pe de altă parte, cetatea mai are încă, cum să spun în termeni științifici, mai trebuie să fac pe acolo ca să se degreveze de, potențialul arheologic. Nu ai voie să faci. Da, nu s-a încheiat cercetările arheologice, însă atât cele de restaurare cât și cele arheologice pot fi continuate în paralel. Nu depind unele de altele. Nu cele efectiv de proiectare în viitor sunt importante, dacă cele nu avem bani, dacă este criză, dacă se mai poate aștepta, nu se poate aștepta cu lucrările de conservare, fiindcă în fiecare an zidurile care sunt scoase la suprafață se macină, nu se poate aștepta cu lucrările de punere în valoare la nivelul bunului simț, fără investiții extraordinare. La nivelul bunului simț înseamnă acolo un pasnic și tăiat iarba din când în când. Și una din temele date studenților și care a fost valorificată într-o expoziție recent, ați văzut, a plecat tocmai de la chestia asta, până la propuneri de restaurare, așa cum există ruina acum, ce s-ar putea face să arate mai bine, să fie protejată până când se va face un șantier mare. Haideți să trecem cetatea Giurgiu deocamdată în rezervă acolo. Este o nereușită, după părerea mea. Mă așteptăm cu speranțe. Aș vrea să facem trecerea tot așa printr-un soi de nereușită pe care o transformăm noi într-o noutate. O știre o să difuzăm din regie și ca să discutăm apoi despre ce s-a terminat la nivel de proiecte la muzeu, ce este în derulare și să terminăm iarăși cu marile priorități. Ceea ce se dorea până de curând un proiect ambițios și unic. Este vorba despre transformarea feribotului de la Giurgiu în zonă muzeală. A devenit deja un proiect nereușit. Găzduit în spațiul fostului șantier naval, această construcție unică în Europa, ce datează din 1940, a fost descompletată de tot ceea ce însemna fier ușor de furat, apoi de calea ferată. Jaful poate fi stopat anul acesta, când feribotul poate fi dezafectat. Soarta feribotului din Giurgiu s-a schimbat radical. Această construcție unică în România la vremea sa va fi dezafectată și în locul său va apărea portul modal. Feribotul de la Giurgiu a fost construit în 1940, inaugurat în 1941, închis în 1954, iar din anul 2010 părăsit și plin de bălării. Deși este o lucrare arhitectonică de valoare, care ar fi trebuit inclusă în fondul patrimoniului tehnic și industrial național, alături de clădiri precum Capitania Portului sau Podul Bizet, feribotul a atras doar în ultima vreme atenția municipalității și a specialiștilor. Cu ceva vreme în urmă, instalația a fost trecută din administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, CFRSA, în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului în vederea realizării unei zone muzeale în aer liber. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic și, așa cum era de așteptat, feribotul a devenit atracția căutătorilor de fier vechi, care au descompletat tot ce se putea și au furat până și calea ferată. Mai nou, printr-un proiect european de aproximativ 15 milioane de euro, portul Giurgiu va fi modernizat, feribotul dezafectat, iar locul său va fi luat de o infrastructură trimodală de transport, care va permite accesul pe apă, rutier și pe calea ferată. Feribotul va rămâne o simplă amintire și, pentru a nu fi uitat definitiv, muzeografii giurgiuveni pregătesc tipărirea unei lucrări științifice bilingve intitulată Instalația de feribot la Giurgiu 1940-1954.
Da, o lucrare la care a participat și invitatul meu, domnul Emil Păunescu, viitor proaspăt pensionat, și realizată până la capăt de muzeograful Florin Breazu. Da, colegul nostru Florin Breazu a realizat un studiu, o comunicare științifică pe care a susținut-o la Muzeul Marine din Constanța, pe care am îmbogățit-o cu informații din diverse surse, inclusiv de la prietenii bulgari de pe malul celălalt, și care merită să fie publicată, să rămână o mărturie, cum și mulți dintre consilierii locali au înțeles și sper să aprobe sprijinul financiar necesar tipărirea acestei cărți, care nu este o nimică toată vreme cât tot consilierii noștri locali aprobaseră la un moment dat primele demersuri necesare pentru transformarea zonei feribotului în muzeu în aer liber. Un alt baz, după părerea mea. Da, nu a fost ideea nu era rea, dar nu a fost bine fundamentată. N-am crezut-o realizabilă niciodată. A fost oarecum iluzorie la vremea respectivă. S-a găsit ulterior, o soluție? E o soluție la ora actuală să-l dezafectăm? Măcar știm o chestie. Acum, că l-am dezafectat cu mâna noastră. Proiectul acesta, care are șanse foarte mari să fie finanțat și care ar fi de mare folos orașului cu portul trimodal, geografia îi impune chiar în punctul respectiv. Numai că proiectanții care au venit la muzeu să se documenteze și cu care am purtat o discuție fructuoasă, sunt deschiși la ideea de a conserva poarta de intrare a feribotului, evident nu pe poziția ei, ci într-un spațiu adiacent, ca un monument care să spună despre existența. Deci paradoxal, la acest port trimodal, căile de acces pe calea ferată vor trece chiar prin zona, tot prin zona fostului feribot. Da. Paradoxal, printre noile construcții sociale și stadionul în dreapta, am zis că e vorba pe acolo și de un soi de tunel funic, așa, să nu te deranjeze lumea. Iarăși mi se pare un vas, bă, cuvânt. Mă rog. Soluții există și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere ingineresc, dar până la materializarea lor ne-am gândit câtă vreme documentația a fost adunată să fie făcută publică, să rămână o mărturie a acestei instalații care a fost premergătoare realizării podului prietenii și și-a încetat rostul în momentul în care a fost inaugurat podul. Podul, sigur că da. Nu este singurul feribod în România. A mai existat ulterior celui de la Giurgiu, cel de la Calafat Bedin. La capitolul ăsta lucrurile sunt tranșate. Feribodul a fost făcut de către nemți, da? Nu. Podul finanțat de către ruși. Deci aceasta a fost o informație pe care personal am desmințit-o în ședința Consiliului Local, care a circulat, dovadă că și dumneavoastră ați auzit-o, faptul că a fost inaugurat în 1940, a fost construit, e adevărat, după să spunem proiect german, dar a fost construit și finanțat de către statul român. Cele două nave care făceau transbordarea au fost comandate în Germania. Și una dintre ele se pare că nu a mai ajuns să fie pusă în operă, dar a funcționat o asemenea navă. N-aș vrea să dau o informație greșită. Ne aflăm din cartea care e produsă la Hamburg, în curând intră sub tipar. În orice caz știm unde este făcută. Avem și o imagine a unei nave similare care se mai păstrează
la turci, la Istanbul. Deci sunt informații prețioase despre funcționarea acestui instalații în timpul războiului. Cu atât mai bine această lucrare care va fi editată, sperăm noi, în câteva luni, cred. Bun, haideți, nici 20 de minute nu mai avem din emisiunea noastră, să vorbim cu domnul Victor Proaspăt, pensionat, dacă îmi dați voie să glumesc amar pe tema asta. E o realitate, până la urmă. Noi să sperăm că rămâneți alături de noi ca și colaborator și colaborator al muzeului, desigur, zic eu, în primul rând la muzeu să colaborați. Știu că din 1977 ați rămas la muzeu fără să mai plecați. Ați avut niște sincope, ați venit un an, ați plecat câteva luni. Bun, o viață de om. 5 minute aș vrea să discutăm despre ce nu v-a reușit. Ce considerați voastră că nu v-a reușit în această perioadă? Ca apoi să discutăm despre ce ar mai trebui, ce nu s-a terminat la muzeu, ce este în construcție și trebuie neapărat să trecem la capitolul priorități de bază. Prin structură, prin fire, prin mod de a fi, am un păcat. Acela de a mă risipi în prea multe direcții, în prea multe activități. Este un păcat asumat, conștient, dar așa mă simt bine. Și există și un revers al medaliei, evident, faptul că putând asocia domenii foarte diverse, descoper căi neumblate, descoper lucruri care îmi permit să avansez acolo unde alții au eșuat. Un alt avantaj, având atât de multe proiecte, a fost că eșecurile destul de numeroase nu m-au dezarmat, fiindcă am avut și suficient de multe succese care să-mi dea elanul de a continua. Există între succesele muzeografice câteva care merită consemnate. Aș aminti în planul îmbogățirii patrimoniului achiziționarea unor mari fonduri arhivistice memoriale, în primul rând a Arhivei Cartojan, apoi a celei mai mari părți dintre biblioteca și arhiva fondatorului muzeului nostru, academicianul Dumitru Berciu, de asemenea achiziționarea unor fonduri privind, spre exemplu, pictorul Dimitrie Bârbănescu, unicat în România, sau mari scriitori născuți la Giurgiu, Tudor Vianu, Ion Binea, Emil Gulian și așa mai departe. Avem și o colecție importantă de medalii și decorații, care a plecat aproape de la zero. Avem piese de mare valoare în colecția de hărți, deci o foarte importantă colecție cartografică. Avem lucrurile astea nu existau atunci când am venit eu la muzeu. Sau aveam așa, două hărți, o medalie. Astăzi ne mândrim cu aceste achiziții. Apoi, între proiectele care s-au finalizat, sunt lucrările editate, faptul că s-a reluat tipărirea buletinului înființat de Berciu acum 80 de ani, din care am reușit să scoatem 13 numere. Sperăm că anul acesta, an jubilier, să-l scoatem și pe al 14-lea. Faptul că am un succes pentru mine a fost că am recuperat 16 ani din istoria muzeului și numele lui real, adică sunt cel care l-am readus în cultura română pe uitatul Teohari Antonescu, un precursor care face cinste
învățământul universitar românesc. Apoi aș mai adăuga între realizări modul în care am valorificat relațiile lui Nicolae Iorga cu Giorgiu, relațiile unor intelectuali care au văzut lumina zilei aici, între care cel care acum este patronul Bibliotecii Județene, Ioan Alexandru Basarabescu, și avem gata de tipar, din păcate, nici în 2002, nici în 2012, când au fost aniversări naționale, nu am găsit înțelegere la Consiliul. Dacă îmi dați voie, cineva ne presează cu o seamă de întrebări. Acum aș dori și eu, ca să fim cinstiți până la capăt. Sunt două întrebări pe aceeași temă. Eu personal știu foarte bine despre ce este vorba. Vreau și eu un nume la cei care pun asemenea întrebări. Deci dacă cineva pune întrebări așa mai tăietoare, nu știu ce, vreau să dea și un nume, ca să știm, sau să ne sune chiar, să știm cu cine avem de-a face. 10 minute mai avem din emisiunea noastră. Vi se pun întrebări despre lipsa unor monezi de la muzeu. Știu foarte bine povestea, din asta putem să facem o emisiune cu totul specială, care va ieși una cu totul haioasă, de tot râsul. Mie mi se pare o chestiune, pentru că știu povestea foarte bine, neserioasă până la urmă, și care, dacă pune pe cineva într-o umbră proastă și urâtă, în niciun caz nu vă pune pe dumneavoastră sau pe mine că v-am invitat aici și că nu vreau să abordăm această... Da, Florina Drăgulin, colega noastră. Păi Florina Drăgulin, care este colega noastră și care are emisiune imediat după mine, da? Poate să-l invite pe domnul Păunescu să discute despre aceste chestiuni negative, zic. Eu nici mă așteptam de la Florina Drăgulin la ceva pozitiv când e vorba de întrebări, ci numai la ceva bătăios așa, da? Și să-l invite pe domnul Păunescu să rămânească chestiunea. Deocamdată vorbeam despre chestiuni neterminate la muzeul, da, domnule Păunescu. Deci, iată, am fi putut avea o lucrare despre relațiile lui Ion Luca Caragiale cu Giorgiu, dar avem un telefon, dacă îmi permiteți. Ne-a fost respinsă finanțarea. Un telefon, da. Bună seara! Bună seara! Tot respectul. Cu cine discutăm? Da, mă numesc Nicolae Ion, sunt din Giurgiu. Bună seara încă o dată. Și ne bucură aceste emisiunele dumneavoastră, iar în această seară cu atât mai mult ne bucură că avem în față această mare personalitate a orașului Giurgiu. Despre ce să vă spun? Despre cei duși sau plecați, numai de bine. Numai de bine. Dar despre această personalitate care o avem în fața noastră și în studioul dumneavoastră, nu cred că există cineva în Giurgiu și foarte mulți din țară ca să nu aibă cunoștințe despre capacitatea dânsului, și mă bucur nespus de mult că a ajuns să-și expună punctul de vedere în această emisiune și că următorul manager care va veni va ști să aprecieze, nu ca celălalt, să aprecieze ceea ce reprezintă acest om pentru orașul Giurgiu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul Păunescu, vă doresc zile multe și colaborare multă cu muzeul care are nevoie de dumneavoastră. Mulțumesc. Bună seara. Bună seara, mulțumim pentru telefon. 5 minute din emisiunea noastră, domnule Păunescu, 7 minute. Haideți să discutăm despre proiectele în derulare. Da, cel mai important proiect în derulare, care a fost stopat, mare nevoie de 3 săptămâni de lucru, este volumul de studii și documente despre Ateneu. Este un proiect colectiv coordonat de colegul meu Gelu Brâncoveanu, unde și-au dat concursul mai mulți foști și actual muzeografi la redactarea studiilor. Este foarte valoros corpusul de documente, aproape exhaustiv în ceea ce privește sursele din Giurgiu, atât arhivele naționale, arhivele unor instituții, cât și arhive particulare, inclusiv colecția muzeului, evident, dar am primit multe donații și multe informații valoroase, care permit, practic, reconstituirea istoriei acestui instituție extraordinare care a fost Ateneul. Ateneul a fost creat
în secolul al XIX-lea, deci o primă încercare s-a făcut chiar în preajma războiului de independență, a fost patronat până la primul război mondial de marele director al gimnaziului Nicolae Drog-Barcean, iar ulterior, după război, a fost preluată conducerea filialei de Nicolae Bălănescu, care a făcut-o să fie cea mai importantă din filialele din România. Deci Ateneul Mare de la București a fost o asociație care avea pui în principalele orașe. Gândiți-vă că avea pui și la Timișoara, și la Iași, și la Oradea, dar erau mai important cel de la Giurgiu. Să vedem dacă astăzi avem o asemenea instituție. Apoi avem în stare avansată de pregătire un al doilea volum al patronului nostru, Teohare Antonescu. În 2011, când i-am comemorat centenarul morții, a ieșit o ediție de scrieri arheologice uitate. Acum avem alte scrieri uitate, nu de factură arheologică, ci de factură istorică, politică și de metodică a îmbătământului. Aș da un singur exemplu. Teohare Antonescu a fost unul din promotorii utilizării mișloacelor audio-video la sfârșitul secolului al XIX-lea în învățământul românesc. Mai vorbim despre priorități, că la un moment dat am tot pentru atât așa, mai venit cât un SMS, cât un telefon. Dacă ar fi să nu mai colaborați cu muzeul, care considerați dumneavoastră că ar fi prioritățile principale ale muzeului la ora actuală, dincolo de sediu și de... Este o mare problemă pe care o clamez de ani de zile, dar cei care ar fi trebuit să audă au făcut ureche surdă, cea a înlocuirii colegilor noștri care sunt pensionari sau pensionabili și ținând cont de piața care nu colcă în momentul de față de tinere vlăstare dornice să se transforme în muzeograf cu salariu de 700 de lei pe lună, este evident că va fi o problemă mai mulți ani. Sigur că asta nu înseamnă să dezarmăm, dar nici nu înseamnă să încadrăm muzeografi care nu știu să scrie și să citească. Este o altă problemă, cea a reluării colaborării cu o serie de instituții care au fost sistate acum din nepricepere și din derută. Mă refer la faptul că nu mai avem arheologi atestați în județ și până când vom rezolva această problemă cu giurgiuveni, trebuie să ne ajutăm cu colegii din capitală sau din județele vecine sau cu colegii din Bulgaria. Nu asta contează. Contează însă să nu mai repetăm greșelile din trecut, să existe șantiere arheologice pe teritoriul județului nostru la care noi să nu fim prezenți. Deci nu din lipsa de colaborare a celor care sapă, spre exemplu, la Bucșan sau la Pietrele. La Bucșan este șantier al Muzeului Național de Istorie, unde am fost într-o vreme și noi. La Pietrele, din păcate, nu am ajuns să avem reprezentanți pe șantier. Acolo este un șantier internațional condus de Institutul Arheologic din Berlin. Ne-am apropiat acum un an, am făcut o colaborare cu reprezentanții părții române din acest șantier. Cine știe, poate se va înțelege obligativitatea de a continua și de a avea inclusiv un șantier propriu, fiindcă și șantierul de la Epurești anul trecut, din lipsă de fonduri, a fost sistat. Este de asemenea foarte important să ne construim un specialist pentru sectorul etnografic. Colega noastră, doamna Maria Ana Bicică, și-a depus și dânsa actele de pensionare și momentan nu avem un muzeograf acolo. Avem o tânără muzeografă care este în concediu de
maternitate, nu știm când va reveni și mare să învețe până să poată prelua obligația. Da, cu voia noastră trebuie să punem punct aici. Îmi pare că a trecut ziua de 1 aprilie, aș fi făcut o ediție specială cu cele câteva monezi care lipsesc de la muzeu, dar până plecați la pensionare o să trec pe la dumneavoastră să facem o știre, deci chiar n-am vrut să amestecăm lucrurile, despre ce se întâmplă când apare, când, nu vreau să zic că un prost aruncă o piatră în apă și poliția este obligată să vină să ancheteze, să găsească piatra sau să o caute, deși piatra există pe undeva pe acolo și nu face doi bani până la urmă. Promit că vom dezvălui ce eu personal. Acum nu îmi pot permite să-l deranjez pe domnul Păunescu în ultima zi de pensionare cu o asemenea informație, dar nu este la dispoziție. Oricând, mai ales că, repet, este o chestiune neserioasă. Eu n-am putut să mă hotărăsc să fac o știre din chestiunea asta, când știu că este doar un zvon așa de piață. Dar o să lămurim și chestiunea asta. Domnul Păunescu, ce să vă spun? Mulțumesc că ați venit la emisiunea mea, la emisiunea televiziunii noastre. Să vă pensionați liniștit și să lucrați în continuare cu muzeul, să predați patrimoniul celor mai tineri, să le explicați ce și cum va acolo cu cele 100 și ceva de mii de repere la propriu care sunt în inventariul muzeului. Mult succes și să sperăm în continuare într-o colaborare bună cu dumneavoastră, așa cum am avut eu personal de peste 20 de ani de zile. Mulțumesc și sunt oricând dispus să vin la dumneavoastră. Și noi vă mulțumim încă o dată. Vreau să mulțumesc și colegilor mei, Minel Boboc, lui Ionel Taifas și lui David Emanuel, că ne-au asistat la emisiune. Telespectatorilor noștri le spun că joia viitoare am pregătit o emisiune cu domnul Ștefan Manea, fondatorul Hofigal, o firmă de renume european în domeniul farmaceuticii naturiste. Cred că va fi o emisiune foarte interesantă. Până joia viitoare aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple. Sunt Gelu Brebenel, bună seara!